Duminică 6 octombrie, cornul abundenței, străvechi simbol al roadelor bogate, s-a revărsat în comuna Vața de Jos în cadrul evenimentului intitulat sugestiv Roadele toamnei la Vața de Jos. În mijlocul unui decor pitoresc, gospodarii comunei și-au etalat bucatele alese, făcute cu migală și pricepere, după rețete vechi, tradiționale, pe numeroasele standuri cu produse gastronomice locale. Produse și exponate vânătorești, agroalimentare, alimentare, meșteri populari, ateliere de pictură, olărit și împletit coșuri din nuiele au fost atracțiile principale ale evenimentului organizat de Primăria Vața de Jos, în colaborare cu GAL Țara Zarandului și sprijinul Consiliului Județean Hunedoara. Eu cred că oamenii sunt foarte primitori, deschiși, pentru ei ne străduim să facem ceva, chiar dacă unii cred că noi organizăm un târg de toamnă. Nu, organizăm un târg pentru a promova pe cei din comună și cei care vor să producă ceva în comuna Vața de Jos și nu numai. Să avem producători din întreaga țară a Zarandului, dar predominant sunt producătorii din comuna Vața de Jos, pe care am încercat să-i adunăm, să-i promovăm, să ne promovăm produsele ca mai departe să poată să se întrețină din aceste produse, să facă vânzări și să vândă mai departe produse sănătoase, bio și foarte bune. Doar sănătoase și bio, că sunt foarte, foarte gustoase și ar trebui să facem de 50 de lei benzină. Abia așteptăm să trecem la gustare. Acum am fost să vizităm totul și pe urmă urmează gustarea. Oamenii sunt deosebit de ospitaliere în această zonă. Dar remarc foarte mult că ediția pe care astăzi domnul primar a făcut-o, Roadele toamnei la Vața, denumire foarte frumoasă, vreau să vă spun că este extraordinară. În puține locuri am fost să vezi atâția producători locali și asta este cel mai important, producători locali care vin cu o diversitate extraordinar de mare de produse. Pe mine, ca și președinte al Consiliului Județean, mă bucură că producătorii noștri locali se ocupă și se ocupă chiar foarte bine și vreau să felicit și pe președintele GAL-ului pentru modul cum se implică a ajuta oamenii care doresc să facă ceva proiecte. Sigur că dacă n-ar fi un primar inimos cum e domnul Liviu Lință, mai greu de realizat. Vața, care este într-adevăr o comună de excepție, o comună cu oameni deosebiți și mai ales când vezi portul popular care și-l păstrează, când vezi atâtea lucruri frumoase, știți ce, n-am văzut, rar mi-a fost dat să văd ștrincănitul cum se face, încă se mai păstrează aici la Vața, este mare lucru. Una peste alta, foarte, foarte bine organizată această ediție și mulțumesc din suflet domnului primar. Participanții n-au mai prididit cu degustatul îmbietoarelor produse tradiționale etalate cu mândrie de fiecare producător. Printre vedete, celebri virșli de Vața, dar și zacuștile, brânzeturile și dulcețurile. Ce mai bun virșli este aici în zonă. Eu merg la Silvaș, nu pot să mănânc. Ăștia mănânci cu drag și ne pierd îl mănânc. Sunt importante aceste târguri ca cel de la Vața, în care voi, producătorii noștri locali din județul Hunedoara, vă prezentați produsele? Bineînțeles, e o cale foarte bună de publicitate, e singurul mod prin care noi putem să ne afișăm și chiar ajută la o afacere mică să te vadă lumea. În afară de vișli, ce mai produceți? Producem tot ce ține de mezelurile tradiționale. Producem caldaboș, salam de vară, salam muscat, cârnați, cârnați picanți, slănină, cotlet cu boia, orice făceau bunicii noștri atunci când tăiau porcul. E bună? Foarte bună! Mă rog, uite-te aici! Cum voi? Și pentru că la Vața de Jos, duminică 6 octombrie, a fost dedicată sărbătoririi recoltelor bogate, a hărniciei și măiestriei locuitorilor, ziua nu se putea încheia fără cântec, joc și voie bună, invitații luând parte la un spectacol folcloric de excepție.